Bună ați venit pe canalul meu. Astăzi o să facem un nou video slime cu pe invers și o să fie foarte ciudat, fiindcă o să bag apă, Nivea, uleiuri, șampoane și spumă de raș și, bineînțeles, colorant. Și o să vedem cum este diferența între unul simplu și într-unul cu foarte multe nebuni. Și da, așa arată. Acum, hai să vă arătăm ingredientele. Spuma de ras foarte mică. Primul, spuma de ras. O culoare neagră, am decis să fac negru. Acestea sunt uleiurile. Acesta e de păr și acesta de față. Miroase foarte frumos, ale mândouă. Nivea. Apă, mă rog, nu este, eu n-am băgat apă, e apă de lentile și mai are un condiment în ele, dar nu știu dacă se face direct. Lipici foarte mare, Dove foarte bun și bineînțeles borax. Eu am aici niște borax și niște apă normală și bineînțeles un bol care am avut lemul normal în el. Da. Hai să începem. Ce să mai stăm? Și asta o să încerc cu Dove. O să încep cu Dove. A sărit. Așa. După Dove, ups, uleiurile. Eu am băgat două. Și am băgat ceva. Acest de pedale de trandafir miroase foarte frumos. Nu prea mai este și de asta nu o să bag foarte mult. Gata. Iar acum vom băga Alfia Nivea. Încă foarte multă. Și da, și am uitat să vă spun ceva. Bineînțeles, o lingură de amestecat. Acum am să bat puțin. What the fuck? Așa, și apa, aceasta mă rog, nu e apă. Și am să deschid și am să bag peste ingredientele, cred că am să mai bag. Așa, am băgat foarte multă și după asta vom băga apa. Da, nici foarte multă apă. Cred că am băgat tot, nu? Da, am băgat tot. Acum vom amesteca. Foarte... Nu știu dacă o să-mi iese. S-a făcut foarte urât. Nu pot să vă arăt, fiindcă curge toate apa și tot șamponul și toate chestiile. Deci nu am băgat lipiciul. Da, nu l-am băgat. Da, am stricat. Albu. Și da, zic că e decât spumă de ras cu puțină apă, mă rog, nu puțină, fiindcă este numai spumă. Și așa, acum vom băga boraxul. Cred că, da, o să fac. Mai bag. Dacă nu vreau să mi se nici foarte tare. Și da, o să mai adaug. Gata! Acum vom... Stați că o să mai amestec puțin, că cred că a rămas jos chestiile și sus a ridicat spuma de ras. Da, acum o să bag de picior.
și nu știu. Da. Acum vom. Nu, o să facem. Foarte mișto. S-a făcut direct, n-am mai trebuit să bag borax, dar cred că undeva, într-o parte s-a făcut și într-o parte a rămas doar apă și asta este partea de s-a făcut, o să mai bag lipici, cred că din cauza la lipici. Ok, că o să dea peste, nu cred. Vai, m-am umplut. Da, o parte nu s-a făcut, o parte da. Și cred că am băgat Mona. O să-l scot. Nu e ca un slime normal. Parte, nu știu cum să vă zic, pe o parte este și pufos și nu știu, ok. Să-l amestec și o să nu cadă pe mine lipici. Dar nu știu cum să vă zic, a ieșit. Cred că am făcut. Da, slime-ul a ieșit. Mă mir. Wow. Slime-ul e foarte bun, nu știu cum să vă zic că e, se simte foarte ciudat ca un slime neobișnuit. Și așa arată. Cred că dacă băgam în culoarea, de asta nici nu prea am vrut să bag, dacă băgam în culoarea, se făcea toată de aici neagră. Și se făcea urât și așa că o să bag acum. Foarte mișto slime-ul. Nu prea se aude, dar din cauza că e foarte pufos. Se aude foarte bine. Ok. Cred că să și ridică fața de masă și de asta nu se aude. O să fac așa. Se aude, dar foarte puțin. Și da, hai să băgăm culoarea. Ok, o să iau o bucată, că așa nu cred că pot, fiindcă e foarte mult în capac. Ce negru mișto. Ok. Să amestec. O să mai bag negru, dar antila amestec. Fiindcă mi-e foarte frică să nu mă umplu de negru pe mână. Ce să zic, foarte frumos. Wow. Foarte frumos. Vedeți? Foarte mișto. S-aude. Și îmi place. Cred că am să mai bag în negru, fiindcă dacă nu bag, o să rămână un albastru, gri, nu știu ce culoare. Foarte ciudată și o să mai bag. Așa. Da, foarte frumos.
cred că să nu mai fie ca și cum ar fi băgat 10.000 de chile de vopsea și s-a făcut uscat, gen vedeți. Și am să mai adaug niște dove. Nu foarte mult, foarte... Mă rog, am băgat bine. O să mai bag negru, o să fac foarte, foarte negru. Și pe aceea mi-e foarte, foarte frică să mă fac neagră de tot. Ok, cred că l-am umplut destul. Deja m-am umplut. Dar nu știu de ce nu iese culoarea, am băgat foarte, foarte, foarte mult. Și cred că am o idee cu lingura, o să o bag așa. Degeaba. Nu știu, asta e colorant alimentar, mă rog, da? Și nu știu de ce, că trebuie să coloreze foarte repede, m-am pus pe mâini. Și cam... a rămas aproape ca și cum, nu știu cum să vă zic. Uitați, o să vă arăt imediat. Ca și cum la început. Ce ziceți să-l bag slime-ul din nou aici? O să-l bag puțin. Așa și o să vedem ce se întâmplă. Dacă se face mai mare, o să bag pe tot. Nu știu cum se face, se face ca și cum ar fi păr în el. Asta înseamnă dacă v-ați prins tare și să ia albastru pe mâini. Albastru de la colorant. Da. Să-l împreun cu acesta. Să-l amestec foarte bine. Da, și încă ceva, mâine o să fac alfabet la telefon cuiva, sper să nu se prindă și da, o să facem mâine, da, așa se arată, s-a mai întărit. Ok, acum am o idee pe cel care vi l-am arătat prima oară. Așa. Și pe acesta. Da. Să vedem mai bine acesta. Și am băgat spuma de ras, apă cu foarte puțin, nu știu ce e, mă rog, apă, să spunem. Așa, mie îmi place să zic apă. Nivea, două uleiuri, apă, dove și lipici și... Cam așa a ieșit. Mă așteptam să nu-mi iasă de la atâta lucruri ciudate în slime. Și mă bucur că mi-a ieșit. Acesta e
cam e și green e și negru, cred că trebuia să bagă de tunoară, dar cred că vă imaginați cum se făcea asta. Și da, cam atât am avut pentru astăzi. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să puneți un like, să vă abonați și îmi pare foarte rău că n-am mai postat de mult și vă promit că în fiecare duminică voi posta mereu. Pa!